Te lovește direct mirosul ăla de iarbă. Jur, eu nu mai pot. Bă, n-aveți cum. Explicați-mi și ne și nu. Care erau șansele? Stați, fraților, că a fost bătaie în spate. Salutare, fraților, în sfârșit. Ia-ți, vorule, ceva, vă mai zic. Am ajuns și noi în Amsterdam, mergem acum direct să vizităm Madame Tussauds, NXT-ul, tot ce avem pe aici, încercăm să vizităm cât de mult posibil. O să cărăm toate astea după noi, asta nu e problemă, dar o să venim cu cadrul direct de la Madame Tussauds. Până una alta, nu uitați să ne dați și nouă un follow pe Instagram, pentru că oricum le aveți în descriere, subscribe la canal și ne vedem direct de la Madame Tussauds. Ca o primă impresie până ajungem la muzeu, așa cum arată Amsterdam, e extrem de aglomerat și te lovește un miros de iarbă infernal de cum intri. Cum ieși de la aeroport sau, mă rog, cazul nostru de la tren în gară, te lovește direct mirosul ăla de iarbă, dar arată super aglomerat, dar e frumos, nu știu, îți dă așa un alt vibe. Și o să vă las acum câteva cadre și revenim direct cu cadrele și de la muzeu, dar și de aici, din Amsterdam, ce mai loc.
fraților, acum am terminat și noi vizita de la Madame Crusoe. Foarte mișto, foarte mișto muzeu. Chiar îl recomand dacă veniți. Și probabil sunt până cu cei mai bine cheltuiți bani. O să fac un clip special în care să vă spun ce am cheltuit și cât am cheltuit aici în Amsterdam până în astea 5 zile. Acum mergem către muzeul NXT, care este un muzeu, bine, sincer, nu mă pasionează prea mult pe mine. E ceva de lumini, cu arturi, cu nebunii de-astea digitale. Așa că o să vă las cadrele și revin direct de acolo, de la muzeu. Vă pup și haide către NXT. A fost la restaurant și i-a dat și lui o bomboană după ce a plătit. Uitați-vă la el. Ce-o fi avut bomboana? Dă-te, mă, că nu bomboana. Și uitați-vă la ce se uită. Frații mei, nu mai zic nimic, vină cu Aniță. Suntem demoralizați, suntem triști. Deci nu se poate, deci... e ultima zi, trebuie să plecăm acasă, că am întins vlogul de ieri și da, azi le-am unit. În fine, nu contează asta. Te-ai pișat pe ele? Bă! Avem o situație de tot căcat. Am luat trenul spre aeroport, că noi avem mâine dimineață, de fapt, avionul la 6, dar din păcate nu aveam alt tren să ajungem mai târziu acolo și ajungeam la 12 noapte. Trebuia să mai pierdem vreo 6 ore prin aeroport. În fine, nu contează asta. S-a stricat trenul. Bă, jur, eu nu mai pot. Bă, n-am vezi cum, explicați-mi și ne și nouă. Care erau șansele să strice trenul, să n-avem unde să dormim, să dorm la 6 dimineața, să găsim primul pat de când am ajuns în Olanda, dacă am zis bine, în Olanda. Și noi mai avem acum la noi, facem acum inventarul. Mai avem niște două mandarine, niște un ciubuc, da. Cafea făcută la ibric într-o sticlă de colă și niște biscuiți. Da. Niște biscuiți. Bă, nu mai zic nimic, frate. Chiar nu mai zic nimic. Da, tot. Ăștia suntem. Și mai avem și o situație de problemă.
mai încolo, nu știu, pe la, apare că pe la 10 și ceva am avea un tren către aeroport, trebuie să ne interesăm, trebuie să știm încă, încă n-am mâncat nimic, dar când ne-am trezit... O să rap ochiuri până asta. Da. Nu e de la mine. Da, mulțumesc. Da. Asta e, vedem ce facem, suntem demoralizați complet, jur. Așa am ajuns, pur și simplu. Bă, deci, nu știu, pentru mine e ceva uluitor. Eu nu pot să-mi dau seama, nu știu cum e camera asta, o fi murdară. N-o fi, nici nu mai îmi dau seama. Da, trebuie să vă menționez faptul că nu știu cum mi se pare că eu v-am zis că avem avionul la 6, noi l-avem la 9, deci trebuia să stăm extrem de mult în... Dați așa că am telefonul aici și trece lumea pe lângă el. Da, trebuie să vă menționez că avem avionul la 9 și ceva, nu la 6 și ar fi trebuit să stăm de la 12 până la 6, ceva de genul aproape, să facem check-in-ul, că noi, eu și cu Niță avem de făcut check-in-ul. Ciudat că Pati a primit deja biletul. În fine, da, nu știu. Vedem ce mai e, că mai e la și 9 pleacă 1. Avem alt tren la și 16, deci e haos. Vă țin la curent. Deci se pare că vlogul ăsta nu s-a încheiat. Că voiam la aeroport să fac și o încheiere, așa era, dar văd că nu se încheie prea curând vlogul ăsta. Salutare, fraților! Am revenit iar la 2 dimineața. Iar homeless, bă, te vedeți, se filmează de toate cadrele. Așa, 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 arată, arată și jos, arată nu și... Nu arată, bine, mă, ce, uite, că sunt eu fără Adidas. Suntem aici, în Bruxelles, așteptăm să se facă ora 3 și ceva ca să luăm microbusul până la aeroport. Arata. Și o să fac încheierea de la aeroport, că dacă e să se mai întâmple ceva, măcar să nu vă dau... Să vă fac încheiere, după să vă dau bonusuri și astea. Eu zic că încheierea să se facă, nu din aeroport, cum am urcat în avion. Adică acolo e sigur, adică acolo chiar nu mai are ce să întâmple. Dacă m-am văzut pe scaun în avion, acolo nu mai are ce să întâmple. Maxim să strice avionul, dar eu m-am urcat. Așa vezi. Adică plus da. Că acolo e căldură. Auziți, domnul vlogger? Domnul vlogger, face și un giveaway după acest city break? Da, o dau pe verișoara, ca busolă și ca maps. O dau. Da și trollerul? Nu, are experiență, stai mă frate, că lumea nu știe pe bune ce s-a întâmplat cu trollerul, trebuie să explicăm. Deci vedeți că vărul vostru 40, 30, 20, a plecat cu trollerul după el, pentru că na. Problema mea cea mai mare când, în ziua aia când să plecăm, m-am uitat dimineață pe bilet. Eu cu gândul că aveam troller plus ghiozdan la bilet. Când, domnișoara aici de față, a comandat, a luat bilet de avion doar cu troller. Voi vă dați seama ce a fost pe capul meu când eu m-am gândit că n-am unde să-mi bag hainele, că tot ce trebuie să-mi iau sunt toate astea de vlogging. Vezi că e bătaie în spate. Și... Taceși. Păi, mă, mă, stai să opresc asta. I-am prins? Nu știu. Stați, fraților, că a fost bătaie în spate. Vin încă? 1, 2, 3, facem ca titel. Voi uitați-vă în față, distrați-vă, că nu aveți treabă cu ei. Sunt eu aici, lângă, nu-i oprit. Am telefonul în mână, cum zice titel. Mă sunt dacă e, că am telefonul în mână. Da, nu știu. Gata, veri, mi-au plecat. Hai, bă, direct, bă, te-i vedem și România. Așa. A, nu vă mai zic că din 5 zile eu 3 am văzut bătăi aici. Na! Na! Dar tot numai... Ai la 4-a. Nu, am zis gen din 5 zile 3 am văzut bătăi. Ok. Ok, deci am zis bine. Așa. Și eu m-am gândit eu ce fac, că n-am... La, deci în capul meu asta a fost. Îmi iau maxim 2 seturi de îmbrăcăminte, aia cu care mă duc. Mai păstrez una să mă mai schimb eu. Stați așa. Stai așa un pic să treacă vorul. Mă, bă, nu-mi place deloc pe aici, e foarte da, ucidor. Nici mie. E periculos rău de a, bombă. E apodolii, clar. Și... Cred că aia a fost salvarea noastră de acum. A? Cred că aia e salvarea noastră. Nu vă le poliție. Păi da, mă, da, e poliție pentru ei, salvare pentru noi, știi? Da, da, asta e. Mamă, ce i-am părțit, ești prost? Ăștia-s mai proști ca noi, le frică de poliție. Mă jur, ăștia-s proști, ăștia cum vă poliție, fug.
La noi, dacă noi erai... Noi proști că stăm să luăm apezi în țară, noi, știi? La noi, dacă erai în zona aia bună a Bucureștiului, să nu zic numele zonei, ieșeau băieții direct pe ei. Să puneau paravan în fața mașinii să nu treacă poliția. Așa, mă, hai, trecând la... Subiect. La discuția importantă. Am zis că eu mi-au laptopul și alea, bă, până la urmă urmă hai să măsori trălorul, că poate are fix cât e un ghiozdan. Că eu așa știam, că până acum eu cu trălorul ăsta am călătorit peste tot. Și dacă vă uitați în vlogurile astea de travel și așa, știți foarte bine că eu chiar am călătorit cu ăsta roșu. Bă, fraților, dar nu m-aș fi așteptat, stați că trece o mașină, o să pun camera mai așa. Nu m-aș fi așteptat în viața mea să car un troller prin tot Bruxelles, prin tot Amsterdamul, Groningen. Și unde am stat? Landal. Și la Harderfike. Bă, deci patru. Voi realizați că dacă stau să mă gândesc... Și în Landal, în Stoștat. Da, da, pe bune, pe bune. Pustietate. Așa, unde am rămas acolo, da, adev. Păi vă dați seama, fără nici, nu știu cât arogan sunt, dar trollerul ăsta s-a plimbat mai mult decât unele persoane. Omor, în 5 zile, vă dați seama câți kilometri a făcut. Trebuie să mă duc să-i fac rocile, să-i fac, să-i le echilibrez, să-i schimb, să-i le pun pe alea de vară, al set. Când ajung acasă la cât am consumat cu trollerul ăsta. Normal, trebuie să-i faci distribuție. Da. Schimbul de... Bă, nu mai zic de alea. Păi date să-i verifici și amortizoarele, că câte gropi a luat săracul. Mai devreme făceam slalom cu el printre scuipați la oameni, să mor de vomit. Era vorul Tokyo Trip, ediția Bruxelles. La un moment dat m-a săturat și l-am luat în brațe. Da, mă, ferii mei, vă lăsăm, vă pupăm că mai vine cineva, hai, revenind de la aeroport.